Dr. Chip. Bine v-am găsit, prieteni! Primesc întrebări în legătură cu freșurile, adică sucurile proaspete de fructe. Nu mă refer la sucurile ambalate, acele sucuri naturale fără zahăr adăugat, cum scrie pe cutie, despre care am vorbit. Am spus că nu sunt sănătoase, practic între ele și celelalte sucuri, fie că sunt carbogazoase, fie că nu sunt, din punct de vedere nutrițional, nu e nicio diferență. Aceste sucuri naturale, fără zahăr adăugat, conțin foarte mult zahăr din fruct, care este fructoza, acest zahăr, care se metabolizează strict în ficat. Ficatul are o capacitate limitată de a o metaboliza și surplusul crește, se depune sub formă de grăsime, de trigliceride. Lumea, părinții, cred că dau copiilor un suc bun, un suc sănătos, pentru că are vitamine, dar nici vitamine nu are, pentru că aceste sucuri sunt preparate termic, pasteurizate, pentru a rezista în cutie pe o perioadă mai lungă de timp și în felul acesta se distrug vitaminele, iar vitaminele care sunt în aceste sucuri sunt, de fapt, adăugate ulterior, sunt forma sintetică a vitaminelor. Deci nu mai revin aici, mă refer acum la freșuri, la acel suc proaspăt obținut din stoarcerea fructelor. Toată lumea crede că e ca și cum ai mânca fructul, că sunt foarte sănătoase. Ei bine, nu este așa. Pentru că se elimină prin stoarcere fibrele alimentare. Fibrele din fructe au un rol foarte important. Sunt hrana microbilor, a florei microbiene benefice din colon, care are un rol foarte important în sănătate și contribuie la reglarea tranzitului intestinal aceste fibre. În plus, ele ce mai fac? Reduc viteza de absorpție a zahărului din fructe, a fructozei. Iar un efect foarte important, foarte benefic. În momentul în care se bea sucul, pe de o parte că se bea o cantitate mai mare decât dacă am mâncat fructul respectiv, deci aduce mai multă fructoză în organism, pe de altă parte această fructoză se absorbe mai rapid, determină o creștere mai rapidă a secreției de insulină, care favorizează transformarea glucidelor în grăsimi, depunerea lor în ficat și în celelalte organe, astfel apare abdomenul mărit și pe de altă parte inhibă, reduc arderea grăsimilor pentru a obține energie. Deci freșurile este bine să fie evitate. Mai bine se mănâncă fructul ca atare sau se face un smoothie pentru că păstrează fibra alimentară. Aceasta este deci concluzia. Vreți să consumați fructe? Consumați-le proaspete ca atare sau cel mult smoothie. Nu storceți-le pentru a obține suc, pentru că pierdeți o mare componentă, o foarte importantă componentă a fructelor, fibrele alimentare și, după cum am spus, se și consumă mai mult. Sucul se bea de sete, este bun la gust, bineînțeles, și în felul acesta se consumă o cantitate mai mare de fructoză decât dacă am mânca fructele ca atare. Și se și absorbe mai repede, deci nu mai dezavantaje. Închei aici. Vă doresc sănătate, numai bine pe data viitoare, la revedere!